Fac un cerc mare cu mâna dreaptă, urmăresc cu ochii mâna și după asta inspir, fac o inspirație completă până aici, unde voi da aerul afară, deci așa. Thank you.
mâna stângă și ea, da? Ușor, fără grabă, mă ridic ca și cum aș fi bătrân de 100 de ani, da? Ce fac, voi face această respirație, trebuie să imaginez o anumită scenă. Cum că aerul care intră în nările mele arată ca două firișoare de argintii, da? Care intră, se duc sus în creștetul capului, se întorc, coboară pe șirea spinării, da? Ajung în săica noitel, se învârt de două, trei ori, așa ca o fac o mică sferă, da? Și apoi când expir, sfera se desfășoară în sens invers, cele două fire țâșnesc înapoi pe nările mele, astfel încât, da, nu se cadă așa, nu se meargă așa, da, ci să se menține ca și cum le-ar menține un curent de aer. Deci, ca să vă imaginați acest lucru, e greu la început, da, dar încercați timpul când inspir, imaginez această scenă. Când inspir aerul, da? O să-l inspir pe gură, cu dinții strânși, astfel încât să pronunț sunetele S și U, da? Sigur, nu. Asta este obiectivul, să se audă S, da? Dar așa, deci așa trebuie să fac. Aerul trebuie să treacă printre dinți. Când voi da aerul afară, da? Deci vom respira doar pe gură la ce. Aerul va trebui să iasă în volum mai mare, da? Ca într-o expirație puternică, pronunțând sunetele H cât A. Da? Deci, în afară de aceste lucruri, când voi inspira, voi inspira ridicând toracele, când voi expira, voi apleca toracele în față. Acum, la cele două momente, maxim și minim, deci, treaba așa ar trebui să fie. Deci, inspir bine aerul, da? Îl țin 4 secunde aici, expir. Inspir. Expir. Respirația se termină printr-o mică tuse care elimină și ultimele resturi de aer din plămâni, da? Expir. Bun. Deci,
Cam asta ar fi mersul general al respirației sol. Ce este foarte important este ritmul în care ea se face. Și eu voi marca momentele. Cine nu poate sta așa, să stea în gură. Să stea comod. Poate să stai comod la această respirație. Sigur, această poziție este de preferat. Momentele sunt acestea, momentele în care țin aerul aici, da? Am inspirat. Da, țin. Apoi expir. Al doilea moment este cel de aici, da? Expirația trebuie să mai stau și aici câteva secunde, da? Deci aceste două momente vor fi marcate de bătăile mele de palmă. Deci vom face în felul acesta, atât mai inspire, da? Hai! Vom porni să inspirăm sau să expirăm decât la bătaia mea de palmă. Deci toată lumea inspiră, hai! Thank you.
este că eu trec și mă ridic din nou în picioare. Da? Deci. Da? Asta este mișcarea, da? Înspre el, pe toată, da? Ha. Fac mișcarea așa, da? Așa? Pentru că el vă poate călca pe piciorul ăla, care este chiar în calea lui. Da? Mă calcă și mi-i rupe. De asta picioarele mele trebuie să fie strânse, da? Nu stă în momentul în fața lui, da? Eu doar trec, da? Fai să faci, fără gravă, unde o să ai, poți să ieși, da? Foarte să faci. Dacă condiția ca să poți, da? Să eviți, da? Da? Du-te gara, da? Intrarea este cea mai importantă. Da? Da? Sortirea de picioare, da? Pentru imobilizare, da? Partenerul merge, da? Da. Stabilizat, da? Încep, da? Da? Sus? Nu trebuie să-l ții, nu trebuie să sar, să fac niște ce chestii, da? Deci trebuie mișcarea să trec pe lângă el, da? Da? Că el are un căl de pe cer și da, un căl, da? Așa mă gândesc, să fac niște mai repede. Nu să-l sară la șapte metri, să rupă oasă, nu am nimic. Continuă, mișcarea continuă, da? Trebuie să folosesc în mersul ăsta, da? Da? Bă, pe sală se degruge cât mai repede chestia asta. Nu să... Dar nu ca în sală, da? Fac așa, îl întorc, îl pun. Repede.
acasă. Da, încearcă să iei. Eu! Da, nu, da? Hai! Da? Control, da? Încearcă să iasă, da? Trebuie să fii foarte aproape, trebuie să-l controlezi, da? Dacă pot controla cu capul unui partener, da? Și e ușor de controlat pentru că nu pot controla cu capul. Pot fi de puternic din ei, da? Vizionul nu poate suporta tot corpul. Thank you.
Unde-o să ai? Ia mea, stați de următor, da? Mai plică. Și mănânc. Unde-o să aibă? Thank you.